Salut! Un leuț trist este aici și astăzi o să facem un nou tutorial în care o să învățăm cum putem să minăm niște Dogecoins, de exemplu. De asemenea, puteți să minați și alte monede virtuale, însă pentru tutorialul de astăzi o să vă arăt doar cum puteți să minați Dogecoin. Deci, pentru asta aveți nevoie pur și simplu de accesați două site-uri, să zic așa. Primul site este unminable.com. Așa se numește site-ul. Iar după ce accesați acest site, o să aveți și voi ceva genul ăsta, o să vă apară ceva genul ăsta și aici vă trebuie să căutați moneda pe care voi doriți să o minați. În cazul meu e Dogecoin. Deci selectați Dogecoins. După ce ați făcut acest lucru, va trebui să descărcați un soft de minat. Sau mai simplu, intrați la secțiunea Download de aici, după care aici jos accesați o versiune beta, deci avem beta package și beta unpacked. O să descărcăm versiunea asta, dăm click dreapta și dăm save link as, după care ne alegem o locație. Eu nu am ales locația asta, e other data mining, da, deci o să vă alegeți o locație unde aveți, vreți doar să folosiți, gen să minați. V-aș recomanda să vă faceți un fișier separat, cum am făcut eu în E, o mining, vă puteți să face chiar ceva de genul ăsta, de mining, ceva de genul, dar să fie separat, un fișier separat. Iar aici dați save și salvați această arhivă în acea locație. După ce ați făcut acest lucru, va trebui să dezarhivați, însă înainte de a dezarhiva, tot ce trebuie să faceți este să vă adăugați acest pet de aici, unde ați salvat minerul. La excepție la antivirus, deoarece aceste minere sunt detectate de către antivirus și trebuie să le adăugați ca o excepție, deci o să mergeți la Manage Settings, iar aici jos o să aveți Exclusions. Aici dați Add or Remove Exclusions și vă alegeți pet-ul vostru unde vreți să minați. În cazul meu a fost Other Data Mining, în cazul vostru unde vreți voi adăugați această excluzie, deoarece o să vă detecteze virus și nu o să vă lase să instalați aplicația. Deci, ca să vă meargă, trebuie să faceți chestia asta. Iar după ce s-o dezarhivați, o să vezi ceva de genul ăsta, deschideți executabilul și urmați toți pașii. De asemenea, e posibil să vă dea și ceva de genul aici. Vedeți? Dați click repede. Hai să vă arăt. Deci deschideți. Vă apare aici. Dați click repede. Dați click aici. Allow on this device și dați start action. După care o să vă lase să folosiți executabilul ăsta și să deschideți. Ok, după ce intrați aici și dați allow on this device, o să fie ceva miner, nu știu ce, dați allow on this device. Inițial o să fie ceva de genul, o să fie un formular de genul ăsta și aici veți avea de selectat ce monedă vreți să minați. Aici căutați Dogecoin, iar aici va trebui să adăugați adresa către contul vostru de Dogecoin pe care o să vi-l faceți. Iar pentru asta trebuie să mergem la pasul 2, deschidem site-ul ăsta, dogecoin.com, după care mergem frumos aici la, aici în jos la Dogecoin Core și selectați versiunea voastră ori pe 64 ori pe 32, dar sigur o să aveți pe 64 Windows-ul, cred. Și vă descarcă ceva de genul ăsta. Deci jos. Dar mai simplu, dați click dreapta pe asta și Save Link As. După care selectați din nou locația unde erați, unde vă salvați și celălalt miner. Save. Vedeți? Dați Save. Vă pune ăsta, Dogecoin, executabilul ăsta. Dați save și vi pune acolo. După ce ați făcut lucrul ăsta, pur și simplu îl deschideți. Next. Selectați același pet ca să nu vă apară avertizări. Iar eu o să-l pun chiar aici în mining. Next. Puteți să faceți și un fișier separat. Și îl instalați pur și simplu. Dați next și run. Posibil să vă dea încă un avertisment de genul ăsta că nu vrea, că nu știu ce.
Selectați aici private, dați la access. După ce ați deschis valetul vostru, să vă creați un cont, probabil nu mai știu exact cum e, dar veți avea ceva de genul ăsta aici. Apăsați pe file, sign message, butonul ăsta de aici și butonul ăsta de aici. Selectați prima adresă, dați copy și ați copiat practic adresa. Așa, după care asta puteți chiar să-l închideți. Și înapoi la Unminable, click Ctrl V și dați start pentru a începe să minați. Și acum începe să minați Dogecoin. Momentan am minat, nu știu, undeva la vreo 3 ore așa de test, însă cel mai bine e să deschideți Ctrl Alt Delete, să deschideți un task manager frumos. Acum s-a închis, da, așa, vedeți acum. Și vă uitați aici la performanță. În momentul în care minează, aici la, bine, aici puteți selectați cu ce să mineze, cu CPU sau cu GPU. Însă aici la GPU ar trebui să crească la 100% și va ajunge undeva la 70 de grade Celsius după ce minează ca lume. Aici de seamă puteți să selectați low sau high și peste 4 giga, dacă aveți placa video peste 4 giga, puneți aici ETH sau ETH, mai dacă aveți peste 3 giga placa video. Și low, când stați pe calculator, e recomandat low, nu lăsați pe high pentru că o să mineze mai puternic. Dar dacă lăsați așa în background și nu știu, lași de toată seara să mineze, îl dai pe high, setezi prima opțiune de aici și el se configurează. Dăm un save restart și vă uitați în task manager dacă vă crește GPU, înseamnă că începe să mineze. Dacă nu, înseamnă că nu minez. Însă nu știu, aveți grijă să nu vă vină la curent, gen de mult de plătit. Eu încă n-am, adică am minat puțin, adică nici nu știu dacă o să minez. Nu mă deranjează că vă arăt adresa, pentru că dacă vreți să minați pe adresa mea, nu o să mă deranjeze, adică puteți să minați. Și uitați, el acum a început, e 99, deja a început să crească temperatura. O să ajungă la undeva la 70, după care nu o să mai crească temperatura. Deci dacă crește peste 70, nu e ok să lăsați, pentru că e periculos și vă poate strica ceva gen în calculator. Dar dacă lași peste noapte, din când am înțeles, faci undeva la un Dogecoin. Cam undeva la 12 ore faci un Dogecoin dacă îl lași să minezi. Eu nu vă recomand să minați, pentru că e, da, e periculos și vă poate strica placa video. Însă dacă vă cumpărați gen o placă video separată și nu știu, vreți să o folosiți pentru minat sau vă cumpărați un device special pentru a mina, pentru că există așa ceva de minat special, gen, da, e ok să minezi. Iar dacă vreți să scoateți gen banii, va trebui să strângeți 30 de Dogecoin. Deci dați click aici și ca să primiți paymentul la 30 de Doge, trebuie să faceți 30 de Doge. Însă puteți să vă mutați, de exemplu, adresa pe într-un alt portofel electronic, să zic așa, oricând vreți voi, deci fără nicio problemă vă puteți muta această adresă într-un alt portofel electronic. Ok, cam asta a fost, azi sunt site-urile, este foarte easy. Deci dacă vreți să faceți Dogecoin, cam asta e cea mai simplă metodă din punctul meu de vedere. Să aveți grijă, pentru că antivirusul o să vă detecteze virus și nu o să vă lase, deci da. Dacă ați folosit și voi aplicația și ați minat ceva, vă rog să lăsați ceva mesaje în comentarii să văd și eu dacă se merită. Eu am făcut chestia asta doar ca un test și vă dați seama că nu o să minez. De seama, nu uitați să accesați și site-ul meu, tutorialeu.com. Și dacă intrați pe site, va trebui să vă dezactivați adblock-ul, pentru că nu o să vă lase să accesați site-ul. Iar aici o să găsiți toate clipurile încărcate de către mine.
Și de asemenea aplicațiile pe care eu le vând, cred că știți prea bine, sunt două aplicații, Text-to-Speech și YouTube Subtitle Creator. Cam asta a fost cu clipul, am fost leuțul, să zic așa, să aveți o zi bună, pa, pa!